topicul cel mai important este că se discută la modul general despre absolut tot ce poți face în partea de online, în special în vânzările online. Fiecare topic este bine organizat, gândit, transmis. Am primit informația și am putut să o asimilăm. Ce știm, din ce date avem, din ce tool-uri avem, că oamenii cumpără online. Avem acces la statistici, este cel mai tare moment să-ți deschizi un magazin online. Pentru că știi că se cumpără de 12 milioane de euro pe zi. Și sute de clienți de-a noștri, apropo am trecut de 1100 și ceva clienți activi, vă mulțumesc tuturor, faci bani din absolut orice business atunci când ai un business recurent. Ce înseamnă asta? Când ai o masă cât mai mare de clienți, o paletă, un grup, care cumpără în mod repetat. Când ai făcut campanii de marketing și ai făcut o vânzare, ai câștigat un cumpărător. Se numește client atunci când cumpără a doua, a treia, a patra oară de la tine. Mă bucur că sunt aici alături de voi. Cum spunea și Cosmin, e primul eveniment de e-commerce din anul ăsta. Adică Cosmin a deschis seria de evenimente e-commerce cu această întâlnire. Și îi mulțumesc pentru invitație. Estimarea, da, în primul rând, dacă facem o medie, da, pornind de la 4,3 miliarde de euro, în medie, împărțit la 365 de zile cât are un an, ar însemna că România au cheltuit în medie 12 milioane de euro pe zi pentru cumpărături online. Să pot să îi ofer utilizatorului meu cât mai multe detalii despre acel produs. Și cea de-a treia, evident, mobile first, din toate punctele de vedere, nu doar de optimizarea site-ului, cât și din punct de vedere al cum vă gândiți campaniile de Facebook. Deci oricum avem multe opțiuni, da? Există chestia asta. Noutăți luna curentă, noutăți luna precedentă. Suport, termeni și condiții, întrebări frecvente, coșul meu, confirmare, comandă. Deci este o secțiune dintr-un site care poate să fie extrem de ambiguă pentru toată lumea. Și, evident, am mers mai departe cu chestia asta, este exemplu preferat pe care îl dau peste tot. Atenție, am un link care se cheamă confirmare comandă. N-am nimic în coș, coșul meu are zero produse în coș. Ce credeți că se întâmplă dacă dau click pe acel link? Cum? Că n-am nimic în coș. Surpriză. Nu se întâmplă nimic, îți spune coșul meu, coșul tău este gol. Da? And this is it. Ideea este să-ți dezvolți o structură organizațională și o echipă astfel încât să poți să scalezi business-ul și să ajungi să faci cifre interesante. Întrebarea pe care o punem este ce ar trebui să se întâmple astfel încât să recuperezi banii în acest an și să rămâi cu toată construcția. SEO este o chestiune de construcție. Și cum faci acest lucru? Cu rata de conversie. Dacă ai o rată de conversie de 0,8%, trebuie să atragi 25.000 de vizite pe site-ul tău într-un an de zile. Bun, și acum este mult mai coerent. Știm de unde plecăm și știm unde vrem să ajungem. Adică vrem să aducem pe site 25.000 de vizite și aceste vizite vrem să-i transformăm în 313 clienți. Avem și o perioadă de timp, avem și un buget să facem acest lucru. Cum caută oamenii aceste produse? Cuțite profesionale, 10.000 de căutări, cuțite filetat pește, 3.000 de căutări, cum se filetează peștele, 12.000 de căutări. Și identificăm cum caută oamenii și obiectivul este să atragem 100 de clienți din această categorie. O altă categorie de oameni este corporatistul gospodar, care locuiește la... L-am ascultat acum pe Sorin povestind despre SEO. Și mi-aduc aminte cum făceam noi SEO cu 12-14 ani de zile. Dacă voiam să-i rancăm pe cuvântul pantofi, îl scriam de 10 ori în pagină, era suficient. Cine-i gomag și cine nu-i gomag încă? Câți gomagi avem? Mâna sus, vă rog, sau... Bun, cine e interesat să devină gomag? Ok, bun, e foarte bine. Voi știți în ce vă băgați, dragilor? Pentru că sunteți mulți wannabe gomagi sau gomagi în devenire... Mă gândeam un pic la voi și la ce se întâmplă. Uite, vedem tot timpul cifre de genul ăsta. E-commerce-ul a crescut cu 22% față de anul trecut, ceea ce e enorm. Sau cifre de genul ăsta. Doar 23% din populația României cumpără online. În momentul în care tu vezi asta și ești antreprenor sau vrei să devii antreprenor, ce te gândești?
băi, mă apuc de e-commerce, că e ușor și e o mină de aur, adică chiar trebuie să fac chestia asta. Primul lucru, trebuie să te gândești ce vreau să vând. Ai identificat produsele. Apoi te gândești ce platformă să-mi iau. În mod cert, avem aici Gomag. Ideea e că, legat de platformă, sunt foarte mulți care se gândesc, în prima, am văzut foarte multe întrebări pe grupurile de comerț electronic, să-mi iau Magento, să-mi iau PrestaShop, să-mi iau... Tu nici măcar n-ai ajuns până la să ai shop-ul în picioare și dai 7, 10, 15, 25 de mii de euro pe o platformă, fără să știi în ce te bagi. Din punctul meu de vedere, toți ar trebui să începeți pe un closed source, pe o platformă de genul Gomag. De ce? Pentru că e maleabilă, costurile sunt, comparativ cu Magento, sunt inexistente sau cu orice altă platformă de e-commerce și aveți posibilitatea să învățați de la alții. La Magento ești tu cu tine, la Gomag ești tu și toată comunitatea, uitați cât sunteți aici. Și am văzut că sunteți foarte activ pe grup și vă puneți întrebări și vă ajutați și vă felicit pentru chestia asta. Apoi ajungem la partea de marketing. Dacă voi sunteți în stadiu, ați ajuns până la marketing, marketing am tradus analiză, dar e de fapt analytics. Dacă ați ajuns până la marketing, să vă spun așa sincer, deci ați ajuns până aici, n-ați făcut nimic. Absolut nimic. Dacă ați ajuns până la marketing, n-ați făcut absolut nimic, e zero barat. De aici începe distracția. De aici începe banii cheltuiți. Și știți că bugetele sunt din ce în ce mai mari și în momentul în care ai vânzări, întorci banii și bași mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și aici ideea e că trebuie să învățăm să cheltuim banii cu cap. Cu cât sunt mai mulți advertiseri în piață, cu atât costul crește. Acum 15 ani sau 10 ani, țin minte, când a venit un Daniel de la Molosu a venit să-mi zică hai să te ajut să-ți faci AdWords la magazinul tău online. Până cum să dau bani la Google? E anormal, adică îmi dă comenzi gratis, de ce aș da bani? Uitați cum am evoluat în, nu 10, nu 15 ani, sunt 10 ani, sunt 9 sau 10 ani, uitați unde am evoluat. Și pe măsură ce vor fi din ce în ce mai mulți advertiseri online și din ce în ce mai multe magazine online, ce credeți că se va întâmpla cu costul per click și cu bugetele cheltuite? Vor fi din ce în ce mai mari și bătaia o să fie din ce în ce mai mare. Și presiunea pe voi, din ce în ce mai mare. Google Shopping. Vreau să spuneți cine face shopping de aici. Foarte puțin. Perfect. O întrebare. Dacă sunt foarte puțini advertiser pe canalul ăsta, cum e CPC-ul? Vă mulțumesc. Bun. După ce v-am spus chestia asta, nu o să mai fie mic. Mă uitam la CPA-uri. Unele au CPA 12 lei, 19 lei, 36 de lei, 24 de lei. Și îmi rugam colegele de la suport și zic, băi, ia legătura cu clientul și spune, aici e bugetul cam mare, hai să... aici e CPA-ul prea mare, hai să scadem bugetul. Aici e CPA-ul uriaș, hai să punem un target CPA sau un target CPC. Aici e bugetul, aici e CPA-ul bun, hai să creștem puțin bugetul. Și făceam munca asta de optimizare, dar era un proces ongoing care nu se finaliza niciodată. Ce urmează să lansăm noi este un model de machine learning care are la bază ActionML, care va analiza toate campaniile și voi în loc să dați vreau campania și bugetul, voi dați bugetul și vreau, ăsta e bugetul cheltuit și ăsta e rezultatul. Și noi o să încercăm să facem ad-urile în așa fel încât toate să aibă același CPA. Va fi imposibil să aibă același CPA, dar un plus sau o variație de plus sau minus 5% sau 10% e acceptabilă. Și retargeting, care și cu ei am automatizat, nu, cu voi și cu voi și cu ei, prin voi. Așa. Ceva de genul. Și iar este foarte interesantă chestia ce a zis el, știi, mai fute ceva noutăți de până mai, am înțeles că iară fac niște optimizări, da, chestii. Da, da. Câți dintre voi ați venit astăzi aici cu Uber? Ok, și câți au folosit Uber în ultima săptămână, să zicem, sau în ultima lună? Mult mai mulți. Airbnb în ultima lună, mulțumesc, mulți oameni, ok, interesant. Cursuri pe Udemy face cineva, ați urmărit, ați urmat cursuri pe Udemy, ok, foarte tare. Câți dintre voi faceți marketingul singuri? Voi, voi, ok. Oho, oho, oho. Deci, când ajungem la marketing, vrem să... punem noi acolo mâna, nu? Că doar noi știm exact cum se face și n-are cum să știe altcineva. Avem încredere să ne urcăm în mașinile unor străini, să locuim în casele unor străini. Ați trimis vreodată copilul, v-ați trimis copilul cu Uber undeva? Uber Select? Ați trimis cineva? Că eu mi-l trimit. Ok. Dar marketingul, Doamne, Maica Domnului, adică...
Mi-am dat seama de chestia asta, eu mă ocup de marketing afiliat de 10 ani, de 11 ani și când târziu mi-am dat seama de discrepanța asta fantastică pe care o avem, că dăm dreptul unor oameni străini să facă lucruri foarte personale pentru noi. Dacă suntem gazde pe Airbnb, de exemplu, suntem la noi în casă, asta nu fac, dar aș face-o. Dar când vine vorba de marketing, am auzit foarte des cum să las pe altcineva să facă o reclamă pentru mine. Și păi, uite așa cum, uite, îl lași, că tu ai altă treabă, nu? Însă, erau foarte puține companii care puteau să facă asta pe sistemul ăla. Era un sistem accesibil doar pentru companiile foarte mari, pentru că era foarte, foarte scump. Acum, în momentul în care este self-service, au avut acces mulți oameni să devină specialiști în platformele astea, doar că, în general, ca orice om, te ajungi să te pricepi la una, două, maxim trei. Dacă tu ai un business însă, ai nevoie să fii prezent pe toate platformele, să le folosești pe toate. Și dacă ar fi să angajezi câte un specialist pentru fiecare platformă din aia, te-ar costa o grămadă de bani. Dacă ar fi să lucrezi cu agenții, iarăși te-ar costa la fel. Și atunci mi-am dat seama că problema pe care încercăm noi să o rezolvăm și care sună cam așa, mă ocup de marketingul unui magazin online, să zicem, din produse cosmetice, aș putea să dau 10% din vânzări pe marketing, poate să fie 8, 3, 12, principiu, aș putea să dau 10%. Dar unde îi găsesc pe aia care chiar să facă reclamă cu 10%? Am făcut așa un desen în care arătăm că încercăm să îi legăm pe cei din dreapta cu cei din stânga, măsurăm traficul și vânzările sus și pe partea de jos, așa mai pe sumână, luăm banii și dăm bănuții. Facturica, știți cum a intrat facturica, mă amuză foarte tare că la orice nivel, la oriunde, oricâți bani ai cere, când facturezi, este facturica. Și e cu rușine, așa, ți-e și jenă să ceri bani. Dacă se poate, dacă au intrat bănuții, 12.000 de euro, Doamne, trebuie să vă plătesc, ce bănuți? Mă lăsați un pic cu facturica? Și ce e foarte tare e că în afiliere, în general, dar poate la noi mai mult decât în alte locuri, noi facem chestia asta, recuperarea banilor și plata mai departe, foarte transparent și foarte rapid. Toate magazinele Into Performant au afișat în platformă timpul în care procesează comisioane, timpul în care plătesc, astfel încât partenerii afiliații pot vedea dinainte acest comportament al partenerilor și știi ce magazin plătește repede, ce partener plătește încet. Și noi plătim afiliații în fiecare săptămână, plătim săptămânal. Partea care mă interesează cel mai parte de afiliere, performant, foarte interesant speech-ul, chiar merită. Și partea de Smart Bill, integrarea cu Smart Bill, care ușurează destul de mult munca și automatizează aproape tot. Din punctul meu de vedere, șansa magazinilor mici este exact aici. Pentru că la marketing, la marge, la mai nimic, nu puteți să-i bateți pe aia mari. Asta este zona în care întotdeauna poți să-ți pui un bilețel în care să-ți pui lui ăla mulțumesc, o floricică, un pupicel, o bombonică. Apropo, că acum e scandalul cu Bookster, la început când am făcut abonament la Bookster, eu nu citeam cărțile de la ei, dar apreciam foarte tare când trimiteau Raffaello și Bounty. Chiar nu glumesc, deci era după ce m-aș întâlnit cu ei la un eveniment și am zis că dau cancel la subscription de la ei, că nu mai trimit ciocolățele. Bă, chestiile astea chiar contează și efortul este mic, nu? Nu aveți atâtea gazillions of orders cât să nu puteți face asta. Faceți ceva care să vă placă sau faceți într-un mod care să fie rewarding și dincolo de buzunar. Și aici nu vreau să dau pe clișeile alea cu faceți din pasiune și chestiile alea. Eu chiar deloc nu cred în treaba asta, pentru că nu poți să fii pasionat să faci toate lucrurile care se fac într-o afacere. Să fii serios, nu e ca și când ești un sculptor, să faci un business și curg banii în jurul tău în timp ce tu faci doar art acolo. O grămadă din ce facem în business just sucks și ăsta este adevărul. Noi am lansat softul de conta, pentru că l-am și luat investiție de 1 milion de euro în 2016 și l-am lansat prima dată în 2017, which was a huge mistake, și ne-am turnat cenușa în cap, ne-am dus într-o pivniță, ne-am biciuit, am plâns, am dormit pe cioburi și am suspinat și
three years later e finally ready, adică avem deja firme de contă care vor să-și migreze toți clienții în Smart Bill Conta și noi încă suntem, stai încă un pic, hai să fim siguri, bagă doar 10-20 momentan. Ce vreau să spun, este aici softul de conta și chiar puteți să-l recomandați contabilor voștri să folosească Smart Bill Conta pentru firmele voastre. Chiar astăzi am fost la o firmă de conta care are foarte mulți clienți, gen 1000, și era o contabilă care are șase firme, nu știu câte magazine online sunt la acelui proprietar și toate le ține Smart Bill Conta și era mega fericită și încerca ea să-și vândă în firma lor altor contabili obișnuite cu programul lor de acum 1000 de ani, în care ele sunt niște ultra, mega, giga experte și atunci au o rezistență foarte mare la schimbare, mai ales că softul nostru este complet diferit ca și logică față de la vechi. Nu intru acum în detalii. Am visat până astăzi, încă visez să se întâmple și cred și sper că o lansăm anul ăsta și ce înseamnă asta este că vom lega conturile Smart Bill între ele. Tehnologic, să fiu tehnic, nu e chiar un SF, doar că pentru a avea sens genul ăsta de feature trebuie să ai o masă critică de clienți. Și ne-am făcut la un moment dat niște simulări cu un doctor în matematică să vedem care ar fi masa critică de clienți ca să aibă sens treaba asta și credem că am ajuns acolo. Mai exact, dacă ai un furnizor cu Smart Bill și cumperi de la el produse și ai 300 de linii pe factură, când deschizi tu Smart Bill, te întreabă, vrei să-ți emit NIR pentru factura de la furnizorul respectiv și îți face automat NIR-ul după toate alea cu absolut zero muncă manuală. Mie personal mi-a plăcut ultima prezentare Smart Bill din mai multe puncte de vedere, nu numai conținut, mod de prezentare, foarte provocator și în același timp foarte doveditor, dovedind că ceea ce a făcut e din experiență și pentru mine a contat foarte mult. După pauză, da. Urmează trei povești de la oameni, ca noi că toți suntem oameni, care fac business în e-commerce de mulți ani și o să vă spună povestea lor. Ce s-a întâmplat, cum au făcut, cum au crescut, ce probleme au avut. Și plus, am spus că facem o mulțime de lucruri legate, am simplificat și am adus ceva super nou legat de descrierea de produs pentru toți clienții Gomag. Și mai avem câteva lucruri strict pe fluxul de comandă care o să-ți crească valoarea coșului. Sunt lucruri total noi și mai avem câteva surprize. În 2012, acum 8 ani, eram angajată ca designer de interior și era un job care chiar îmi plăcea foarte mult. Dar căutam ceva al meu. Toate proiectele de design interior mi se păreau așa foarte mari, cumva mă depășeau. Mie îmi place să fac lucruri micuțe și migăloase. Da? Și am vândut mașina familiei, un Golf 4. Da, și pe banii obținuți pe mașină a venit o cutiuță din America cu un ciocan, cu poansoane și câteva materiale din argint. Practic, acela a fost începutul personalii mii. Mă rog, pe zi ce trece, știu că sunt mai aproape de omul acela care vreau să devin. Recent am urmărit traseul lui Tibi Ușeriu, da, la Yukon Arctic Ultra. Și pentru mine Tiberiu este un exemplu de motivație și de perseverență. Sunt convinsă că și pentru voi. Și deși poate părea exagerat, cumva parcursul unui antreprenor, eu cred că seamănă cu parcursul lui. Pentru că pleci la drum cu un vis, cu o motivație și cu tool-urile pe care le ai la îndemână la momentul respectiv. Dar pe drum întâlnești vreme potrivnică, întâlnești obstacole, te rătăcești, te mai atacă un ren, întotdeauna pe lângă tine este un elvețian mai tânăr și cu un termos mai bun, da, dar tu trebuie să ții de sania ta și să mergi mai departe. Primul sfat este să încercați, că nu știți în toate nișele în care activați, care dintre tool-urile care au fost prezentate mai devreme funcționează sau nu. Începând cu To Performant, Smart Bill, SEO și așa mai departe. Încercați-le, puneți un buget mic la început, dar încercați-le că doar așa veți trage concluzia proprie dacă vă funcționează sau nu. Nișele se dezvoltă,
și nu știți de unde va sări iepurile sau spre ce zonă vă veți duce. Așa am început noi, așa am făcut noi, am încercat tot timpul. Nu e ușor. Primii 2 ani am adus bani de acasă, în fiecare lună. Încercați, pentru că doar așa veți trage concluziile proprii, către ce direcție vreți să mergeți, către ce vreți să vă specializați sau supra-specializați. Cea mai bună interfață cu clientul sau cea mai bună know-how din domeniul respectiv, voi îl aveți și voi îl puteți prezenta clientului și dacă puteți să ambalați asta într-un mod corect și repetitiv, o să aveți succes. Puterea de cumpărare România. Cine este interesat de asta? Cum facem? Unde alocăm campaniile de Facebook Ads? Unde alocăm? Unde targetăm? Unde e ok? Hai să vedem. Ce e cu roșu? Sunt zone bune. Deci ce e cu roșu? Aici sunt banii. Aici sunt banii, aici sunt banii clienților noștri. Avem și o, am făcut și o analiză pe top 6 orașe. București, Timiș, Cluj, Ilfov, Brașov, Sibiu. Putere de cumpărare în 2019 în euro. Da, după cum vedeți, număr de locuitori pe fiecare oraș. Ajută asta în campaniile de Facebook, ajută asta în evenimentele de marketing, în campania de PR, în campania de TV, în campania de, în absolut orice. Astăzi nu mai e nice to have să avem PR, nice to have să avem marketing, nice to have să avem TV, să avem campanii în digital, dacă ne dorim să concurăm cu aceste magazine online care sunt puternice în România. Așa că, guess what, toate magazinele se bat pe aceste orașe. Acest studiu spune așa, produsele vor fi influențate de aceste tendințe. Unu, performanță. Produsul trebuie să aibă performanță. Dacă are, e conectat cu ceva inteligent, spre exemplu aspiratorul, dacă este inteligent, are ceas, are timer, are programe, are mai multe lucruri de făcut, este mai performant decât celelalte. Doi, este simplificarea. Vreau să fie simplu. Vreau să mă duc să cumpăr rapid, simplu, proces de comandă rapid, proces rapid de evaluare, proces de feedback sau orice lucru, oamenii își doresc lucrurile să fie simple. Nu mai acceptă oamenii să completeze 7 pași, 8 pași și după aia să dai click și după aia să faci comanda. 3. Premiumizarea, să încercăm să oferim la fiecare client sau la fiecare comandă, fie că e comandă de 200 de lei, fie că e comandă de 4.000 de lei, astăzi avem comandă de 8.000 de lei, spre exemplu, o să și vă arăt dacă se poate. Noi vindem și echipamente casnice, dar și echipamente profesionale, care sunt de la 8.000, 9.000, 10.000 de lei și se vând online, da. Să încercăm să oferim un mic premiu, o mică atenție, exact ce spunea cu Bookster-ul. Da? Poate nu sunt bani pentru ciocolată sau pentru șampanie de fiecare dată, dar să încercăm să oferim clienților această experiență de premiumizare. Shopping fără bariere, aici se referă această tendință să avem aceeași experiență, fie că vorbim la telefon cu call center-ul și noi am investit foarte mult în asta, avem și sâmbătă și duminică program, puteți să ne testați de la 8 dimineața până la 8 seara. Am mărit programul de call center cu 2 ore, ne-au crescut și comenzile și ne-au scăzut și rata de incidente pe service sau pe când îmi ajunge comanda și așa mai departe. Deși avem și integrare cu SMS și cu mai multe lucruri. Deci aici oamenii își doresc aceeași experiență. Fie că merg în magazin, fie că sun pe site, fie că am procesul de comandă, să fie același proces. Cât se poate de apropiat procesul de comandă. Iar 5 brandurile noi din economiile în curs de dezvoltare sunt branduri noi care se nasc chiar acum și vor fi prezentate acum în septembrie la Berlin, care sunt noi oportunități și noi nișe de piață. Cum facem asta? Analiză, prioritizare, învățăm cifrele, acțiune și repetăm. Eu vă mulțumesc și vă aștept cu întrebări. Cum mi se pare evenimentul până în momentul de față, până la pauză? Foarte bun. A fost... lideri din domeniul lor, am povestit lucruri interesante. Până acum totul e bine, totul e conform, sau puțin peste așteptări, poate.